veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Să aducem toată lauda lui Dumnezeu. Biserica este lăsată pe pământ pentru slava Domnului și pentru mântuirea oamenilor. Și cu gândul acesta, haideți să pornim la drum, așa cum ne-am înțeles, în a lua bisericile din Noul Testament, prima biserică, biserica din Ierusalim. Când vorbim despre Ierusalim, după denumirea sa, ar fi cetatea păcii, iar în mod figurativ, așa cum este prezentată, de exemplu, în Matei 4:5, cetatea sfântă. O cetate care, de-a lungul vremurilor și chiar în prezent, este revendicată totodată de iudei, de creștini, de musulmani, sau, așa cum spune cartea prorocului Zaharia, în capitolul 12, de la versetul 2, iată, voi preface Ierusalim într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur, chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Prorocia vizează vremea sfârșitului. Dar în sens larg putem spune că Ierusalimul este o piatră grea și biserica este un stâlp puternic al adevărului și de acolo am putea să spunem de la Ierusalim s-au răspândit bisericile peste tot pământul. A fost prima biserică și cea mai pe larg biserică descrisă în Cartea Faptele Apostolilor, din ziua cinzecimii și până la întemnițarea, trimiterea Apostolului Pavel, ajungerea lui la Roma. Haideți să privim într-o primă parte la felul în care s-a format și la membrii care avea biserica aceasta din Ierusalim. Amintiți-vă mai întâi, spunea acel om înțelept, în felul lui Gamaliel, în Fapte, capitolul 5, când începuse să prindă biserica avânt, să prindă contur, oamenii iudei, conducători religioși, își puneau problema, ce vom face, ce se va alege de lucrarea aceasta, cum trebuie să ne raportăm la ei. Și el le-a dat un sfat înțelept, Fapte 5, de la versetul 34. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, bărbați israeliți, luați seama bine la ce aveți de gând să faceți oamenilor acestor, căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au lipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și a rămas proverbială această prezicere a lui Gamaliel. De altfel, multe imperii sau multe teorii au apărut sprijinite pe un om, dar când a dispărut acel om sau adepții săi apropiați, mișcarea sau organizația sau întreaga lucrare în sine s-a pierdut cu vremea. Însă lucrarea bisericii rămâne în picioare pentru că Galileanul nostru este viu și trăiește. Biserica aceasta, la început, s-a numit Calea. Deschidem în Fapte 24:14, îți mărturisesc, zice Pavel, că slujesc Dumnezeu părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Și întoarcem în versetul 22, Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând, am să cercetesc pricina voastră când va veni căpitanul Lisias. Noi știm din Cartea Faptele Apostolilor că ulterior în Antiohele s-a dat numele de creștini, dar în Ierusalim așa le-au cunoscut sub forma celor de pe cale, calea aceasta, calea Domnului. Întorcându-ne în capitolul 1, vom vedea că mai întâi biserica a pornit, versetul 15 din capitolul 1, a pornit de la 120 de oameni. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. Cei 120 erau cei 11 scriși aici în versetul 13, deci cei 11 rămași fără Iuda, al 12-lea Matia, plus alți ucenici. Uitați-vă ce scrie în versetul 21. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus printre noi, cu începere de la botezul Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martul al învierii Lui. Și sunt dați cu numele doar doi, Iosif, zis și Iust, și Matia. Există posibilitatea ca
aceștia să fie eventual din cei 70 de ucenici, dar tot nu sunt 120. Restul, versetul 14, sunt parte din familiile lor, chiar familia Domnului. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile. Știți, acelea din Luca 8, despre care scrie că l-ajutau pe Domnul. Și cu Maria sau cele care au fost și la mormânt, cu mama lui Iisus și cu frații lui. Deci cei 120 erau ucenicii, cei 12 și alții, plus parte din familiile lor. Apoi, în capitolul 2, sunt prezentați următorul val de convertiți, și anume, versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. A fost valul de la Rusare. Biserica deja avea peste 3.000 de membri. Însă, a urmat convertiri zilnice și citim doar despre câteva din acestea. Versetul 47, tot din capitolul 2. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Cred că acei oameni care îi simpatizau erau prietenii lor care veneau și ascultau Evanghelia. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. De zilnic se înregistrau convertiri, întoarceri la Domnul. Mai adăugăm și din capitolul 4, versetul 4, unde scrie că după vindecarea slăbănogului, ologului din naștere, a mai venit un val mai puternic, 4:4, însă mulți din cei ce au zis recuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Și mai citim din capitolul 5, versetul 14, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Deci, a fost o biserică, cred eu, dacă 5.000 erau după câteva săptămâni, de 10.000 de membri. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. La slujbe zilnice, erau convertiri zilnice. Și numărul a crescut foarte puternic. Cum a putut să aibă loc o asemenea explozie de creștere a bisericii? În Fapte, capitolul 9, citim ca o idee centrală a acestei creșteri explozive, 9:31, un verset cunoscut, biserica, și spune în final, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. A fost foarte clar cum a apărut Duhul Sfânt, cum dintr-o dată 3.000. Și apoi prezența constantă a Duhului Sfânt, prin lucrarea care se făcea, aducea convertiri repetate. Însă putem spune că această creștere a bisericii, această dezvoltare, s-a bazat pe două lucruri. În 2:14 citim, se propovăduia mântuirea, o propovăduire masivă a mântuirii. 2:14. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei, și a început o predică. Se pare că finalul predicii este undeva aici, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă, au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să faci? Deci valul de convertiri venea în urma propovăduirii apostolilor. Apoi în capitolul 3, din nou, urmează o altă predică de la versetul 12 a apostolului Petru. A luat cuvântul și a zis norodului, bărbați izraeliți. Și în versetul 19 avem o idee centrală a mesajului său, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Propovăduiau această pocăință spre mântuire pentru întoarcere la Domnul, așa cum de altfel cum a fost și mesajul Domnului Iisus și mai înainte al lui Ioan Botezător. Și încă doar un verset foarte concret, 6:7, de ce creștea numărul bisericii atât de puternic? Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Se pare că valul preoților a venit în urma norodului, dar au fost și copleșiți de această propovăduire masivă a cuvântului și Domnul făcea să se îngroașe rândurile bisericii din Ierusalim. Cel de-al doilea motiv al creșterii bisericii era prezența semnelor și minunilor, o lucrare specifică a Duhului lui Dumnezeu. Citim în 2:43, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Și la multe minuni au fost mulți convertiți. Apoi 3:6. Știți, Petru și
Ioan se urcau la templu și i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Apoi versetul 11 de aici scrie: fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mira, a alergat la ei în priborul zis al lui Solomon. Minunea a adunat oamenii și i-a deschis pentru Dumnezeu, și apoi Pavel a urmat cu cuvântul și s-a realizat convertirea lor. Și de asemenea, citim din capitolul 5, versetul 15 și 16, până acolo că scoteau pe bolnav chiar pe uliți și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim, deci minunile și semnele aduceau oamenii din cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. A fost așadar la început o lucrare în masă a lui Dumnezeu. Propovăduiau zilnic. Dumnezeu lucra cu semne și minuni, nu mai aveau ce să contraargumenteze, cum să se mai apere. Știți, când a vindecat Domnul prin Petru și Ioan pe acel loc, spunea fariseii și saducheii și ăsi conducători: n-avem cum să dovedim că nu e așa. Erau niște dovezi clare a faptului că Dumnezeu era prezent prin Duhul Sfânt în biserică și îi însoțea pe martorii aleși și credincioși. În Evrei capitolul 2 avem o reluare a acestor două lucruri care pot să înmulțească biserica. Evrei 2. Știți, evreii erau foarte legați de Ierusalim, în mod sigur. În anii cât a durat lucrarea de creștere a bisericii din Ierusalim, în mod normal, toți bărbații din Israel trebuia să se fisuie de 3 ori pe an. Și dacă și în zilele obișnuite apostolii predicau, gândiți-vă în zilele de sărbători ce campanii de evangelizare erau făcute. Deci, într-un fel, tot poporul iudeu, în mod special partea bărbătească, dar și ceilalți nu erau oprit să nu vină, a putut să afle această propovăduire de la Ierusalim. Evrei 2 cu 3 și 4, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Și putem face aici o paranteză, să nu punem creșterea bisericii numai pe seama propovăduirii apostolilor și a semnilor și minunilor desfășurate prin Duhul Sfânt. Amintiți-vă, căci încă Ioan Botezătorul îndreptase poporul cu inima spre Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus trimitea ucenicii înaintea lui prin locurile pe unde avea să treacă. Apoi a venit Domnul cu o lucrare cunoscută în toată țara. Și apoi, când s-a dat puternica dovada învierii, pentru că mesajele lor le-au axat în mod special pe înviere, pe faptul că Dumnezeu l-a înălțat la cer, s-a dobândit ispășirea și iertarea păcatelor și legau foarte puternic cu Vechiul Testament cuvântul lor. De aceea, după toate aceste lucrări, Ioan Botezătorul, în mod special Domnul Iisus și apoi apostolii, a fost aceste rezultate deosebite în Ierusalim. Și versetul 4, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Așadar, o sabie a Duhului, acel cuvânt minunat, a lucrat în Ierusalim și Domnul a strâns o recoltă bogată, în numele Lui să fie slăvit. Vreau să ne uităm acum la o prezentarea acestei biserici, după ce ne-am uitat în mare. Știți, asta se vede la început, care sunt membrii bisericii și aspectele exterioare, că se face evangelizare sau cum se adună oamenii, ce se întâmplă în biserică, ce se vede cu ochii. Dar haideți să ne uităm acum mai îndeaproape, să intrăm înăuntru bisericii și să ne uităm mai aproape la ea. Biserica din Ierusalim era o biserică în exclusivitate de iudei. Citim în 2 cu 22, li se adresează Petru, bărbați izraeliți. Și asta a fost nu numai la început. În capitolul 21, tot din Fapte, versetul 20, când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu, apoi apostolii au zis lui Pavel: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. O biserică de iudei. Ulterior, din această biserică au plecat misionari, așa după cum rânduise Domnul spre Iudeia, Samaria și apoi spre celelalte părți ale pământului. Dar biserica din Ierusalim și-a păstrat această caracteristică, o biserică de evrei. De-abia în capitolul 8 vedem că ei s-au împrăștiat din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Și apoi încă o dovadă în plus, capitolul 11 cu versetul 19, că în Ierusalim mai au rămas numai la iudei, 11 cu 19,
Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prelejul lui Ștefan au ajuns în Fenicia, în Cipru și în Antioia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Inițial și pe unde s-au dus, numai cu iudeii aveau treabă. Totuși, peste 20, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Într-un fel, cred că a fost bine așa, pentru o vreme. Să rămână numai iudei și să stea mai mulți ani în Ierusalim și după aia să plece. Iudeii aveau propovăduirea lui Ioan și a lui Iisus, aveau legea, ei aveau pe ce clădi. Și cred, printre altele, că Domnul a vrut să-i maturizeze întâi, după cum le-a spus la apostoli, până nu primiți Duhul Sfânt, nu plecați de aici. La fel, cred că și pentru biserică, pentru că din Ierusalim n-au plecat numai apostolii să mărturisească în jur, au plecat mult. Imaginați-vă că ar fi plecat după prima evanghelizare. Ieri au fost pocăiții și mâine merg să pocăiască pe alții. Domnul a vrut câțiva ani de zile să fortifice biserica, să o întărească și de-abia după ce avea o bază, atunci să plece și să se dezvolte mai departe. Să privim acum la activitatea din interiorul bisericii, așa cum ziceam. În Fapte 2 cu 42 este acel verset, ar fi cunoscut, unde scrie, ei stăruiau învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Și atât de tare au stăruit în astea, încât deschideți la capitolul 5, cu versetul 28, să vedeți ce s-a spus despre ei. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Atât au stăruit până când au făcut saturație în Ierusalim, până când l-au umplut, încât să fie plin, așa cum a vrut Domnul prin prorocul Habacuc, pământul de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Privind aceste patru lucruri în care ei stăruiau, prima dintre ele era evanghelizarea și învățarea. Prin evanghelizare înțelegem prima fază în care oamenii sunt chemați la mântuire, vestindu-li se mesajul central, moartea și învierea Domnului, iertarea prin credință și mărturisirea acestei credințe și răscumpărarea lor. Și apoi ei erau învățați, așa cum a spus Domnul, botezații și învățații. Hai să citim din capitolul 2. De la 22. Aici avem o predică de evanghelizare. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semne și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Și predică despre Domnul și spune, versul 32, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Versul 36. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus, pe care l-ați răstignit voi. Și asta e evanghelizarea. Dar în versetul 40 scrie, și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și amintiți-vă, din capitolul 6, versetul 4 unde scrie, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Păstraseră modelul Domnului Iisus, care noaptea se ruga și vis de dimineață venea în templu și învăța pe norod. Ei nu aveau Biblia întreagă cum avem noi, aveau Vechiul Testament și învățăturile păstrate oral în acea vreme, lăsate de Domnul. Dar ele erau extrase tot din Vechiul Testament. Și în predicile lui Petru abundă citatele din Vechiul Testament. Și la ceilalți apostoli sunt foarte multe referiri la fiecare dintre ei luate din scripturile Vechiului Testament. Legea, psalmii și profeții. Să mai adăugăm și din capitolul 4, referitor la învățătură. 4 cu 13, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. S-au priceput că fuseseră cu Iisus. Deci nu fuseseră educați în felul lor religios. Erau niște oameni de rând, care aveau noțiuni religioase doar din ceea ce auzau la sinagogă sau ca autodidact, ceea ce ar fi învățat singuri. Dar de când învățaseră cu Iisus, se dăruiseră, se dedicaseră studierii scripturilor și propovăduirii lor. Și tot din capitolul 4, versul 29, ei se rugau astfel. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Când te uiți cu ce siguranță vesteau, cu ce autoritate, cu ce îndrăzneală, nici nu-ți mai vine să nu crezi. Când vezi o asemenea siguranță, o însoțire a semnelor și minunilor, ei apar că totul sigur. Versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați
toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Eu nu știu exact cum se materializa îndrăzneala aceasta, dar oricum, la templu, din moment ce era deschis, erau funcționarii templului, preoții și ceilalți. Ei, în privorul Solomon, la ușă, în piață, în casă, peste tot, vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii erau adunați în jur și în orice situație propovăduiau. Se pare că în vremea noastră oamenii din biserică nu mai sunt marcați atât de mult de cuvânt. Nu știu dacă valorificăm noi orice ocazie. Atunci, după Revoluție, parcă, știu eu, setioși din perioada în care eram șablonați, am început noi câteva manifestări, dar s-au stins. Ia, Domnul, să folosim orice moment pentru evanghelizare, dacă ești evanghelist, sau pentru învățătură, dacă ești chemat la învățătură, sau chiar pentru oricare dintre noi, în orice vreme, să cugete la cuvântul Domnului. Și vă întreb, cine cugete la cuvânt, nu va vorbi despre cuvânt? La omul flământ, pâine în gând. Și la omul credincios, Scriptura în gură. O a doua activitate, acea legătură frățească, am putea o numi o prezență masivă la locurile de întâlnire și o părtășie totală. Ei s-au adunat mai întâi la templu, era centrul religios al lor, dar totodată și în sinagogi și în case. Citim în 2:46, toți împreună erau nelipsiți de la templu. Nelipsiți. Apoi, 5:19, dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu zi de zi și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Aveau mandat de la Dumnezeu reînnoit printr-un înger să nu lipsească de acolo nici cei care propovădeau, dar nu lipsea nici poporul. Și de asemenea, ei se rugau în casa lui Ioan Marcu, cunoașteți acea situație când Petru a fost închis. Pentru ei, și mai târziu scrie tot evreilor, în Evrei 10, fraților, să nu părăsim adunarea, că la evrei prezența la adunare era ceva sacru. Dar cu vremea unii au început să nu vină la biserică, dar inițial prezența la adunare era sfântă pentru toți. Un al treilea lucru, trăia o viață comunitară. Citim în 2:44, toți cei ce credeau erau împreună la un loc, ce am zis, adunarea. Aveau toate deopște, deci în comun, își vindeau goarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și în capitolul 4, de la versetul 34, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. A fost un model specific bisericii din Ierusalim. Nu-l mai întâlnim la alte biserici. Nu-l întâlnim nici acum, nici nu este recomandat în mod obligatoriu. Dar vreau să rețineți ceva. Pentru ei a fost bine că a fost așa. Dumnezeu a vrut să facă o lucrare în Ierusalim, lucrare care putea să fie împiedicată de proprietatea fiecăruia și de problemele zilnice. Al patrulea aspect al bisericii din Ierusalim l-a constituit rugăciunea și despre asta citim mai multe referințe în Cartea Faptele Apostolilor, mai întâi capitolul 1, versetul 14, un moment anterior cinzecimii. Toți aceștia, adică ucenicii rămași fideli Domnului, stăruiau cu un cuvânt în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Apoi, în capitolul 2, îi vedem, așa cum este scris în finalul versetului 42, că ei stăruiau în rugăciune și pe parcursul următoarelor capitole, rugăciunea este omniprezent, aș putea spune. De exemplu, în capitolul 4, scrie în versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală.
pentru că așa cum s-a întâmplat și cu Mântuitorul, care în timp ce se ruga a fost umplut de Sfântul Duh, și ei erau împrospătați, întăriți și puterea lui Dumnezeu îi angaja în lucrare, fortificându-i în pofida problemelor care le-au avut ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Mai citez încă două referințe, ambele cu legătură despre apostolul Petru în 10:9. Este scris despre el însuși: a doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. Deci rugăciunea se efectua atât în particular cât și în comun, adică în comunitatea fraților, în public. Și de asemenea, în 12:5 este scris că în perioada întemnițării lui Petru, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el, rugăciuni care au fost ascultate și în aceeași noapte el le-a fost redăruit. Atât despre cele patru aspecte ale activității bisericii: evanghelizare, învățare, prezență masivă și părtășie totală, viață comunitară și rugăciune. Să ne oprim acum să observăm slujitorii bisericii, un element care a fost foarte discutat de-a lungul istoriei bisericii. Astăzi să privim la momentul fundamental, originar, al lucrării din biserică la Ierusalim. Domnul Iisus alesese apostoli din ucenicii apropiați, numărul a fost completat prin alegerea lui Matia și prin ei Dumnezeu a demarat lucrarea în Ierusalim, s-a dezvoltat într-un mod deosebit și chiar datorită dezvoltării, adică a creșterii numărului, a creșterii problemelor, în capitolul 6 este o ședință a celor 12 care au convocat apoi o adunare generală și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Urmarea acestui fapt a fost instituită slujba de diacon, iar apostolii au rămas cu ceea ce scrie în versetul 4: noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Este important de sesizat că așa cum a fost făgăduința Domnului Hristos și cum Duhul Sfânt i-a împuternicit să ducă Evanghelia în toată lumea, cu ocazia primei prigoane descrisă începând cu capitolul 8, s-au împrăștiat mulți ucenici în părțile Iudeii și Samarii, ordinea etapizată a lucrării, dar despre apostoli este scris că au rămas în Ierusalim. Și chiar dacă ulterior au plecat și ei misiuni într-o parte sau alta, ei au rămas la temelia bisericii din Ierusalim, care, ca și biserică pilot în vremea aceea, ca și for de conducere, urma să asigure o bază, o orientare pentru toate celelalte biserici satelit pentru o vreme din jur. Tot în perioada aceasta, deși nu avem o precizare concretă despre sorginte, despre momentul inițial discuție sau sub a cărui poruncă s-a ajuns la lucrarea aceasta, apar prezbiterii. Prima mențiune este despre prezbiterii din Ierusalim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 30, cu ocazia trimiterii unor ajutoare. Ei urmau să fie destinatari, cei din Antiohia au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. De asemenea, în capitolul 15, cu ocazia primei neînțelegeri, dacă putem numi așa, unui prim conciliu bisericesc, îi întâlnim alături de apostoli, așa cum scrie în versetul 4, când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. Personal, cred că, întrucât biserica s-a format pe fondul sinagogii, prezbiterii au fost rânduiți, așa după cum erau bătrânii sinagogii, de altfel termenul în sine explică aceasta, fruntașii aceia întâlniți de Domnul Iisus sau de apostoli în lucrarea din diaspora evrească sau chiar în plan local în diferite localități. Trebuie să reținem că apostolii și prezbiterii constituiau forul conducător spiritual, așa scrie aici în versetul 6, apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Ceea ce s-au înțeles ei, călăuzirea care au primit-o ei din partea Sfântului Duh, a fost primită de biserica locală și apoi prin scrisori a fost răspândită la celelalte biserici. Ceilalți lucrători despre care am menționat deja sunt diaconii. Originea lor este în capitolul 6, tot în biserica din Ierusalim. În capitolul 5 este scris că vorbirea aceasta, deci propunerea ca să fie hotărâți niște oameni
pentru o lucrare administrativă de ajutorare, a plăcut întregii adunări și să nu uităm că ei aveau în masă, am putea spune, poate cu mici excepții, călăuzirea lui Dumnezeu, aveau același duc de credință, de înțelegere, și astfel au ales 7 bărbați, nominalizați aici, Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae. I-au adus înainte apostolul care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cât despre apostol, deși în afară de cei 12 mai sunt menționați cândva în slujba aceasta de fondare a bisericilor, ceilalți prezbiteri și diaconii au rămas pe tot parcursul Noului Testament slujitorii din biserica locală. Aș nota în susținerea acestui aspect Filipeni 1:1, unde Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos, trimit o epistolă către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filip, împreună cu episcopii, un alt termen pentru prezbiteri și diaconi. Și tot Pavel, ca unul care a primit harul să întrejească cuvântul lui Dumnezeu, aduce lămuriri suplimentare și stabilește condiții pentru prezbiteri și pentru diaconi. Ceea ce mai trebuie precizat este că acești slujitori aveau autoritate spirituală dovedită și recunoscută. Adică poporul i-a acceptat, a văzut că sunt oamenii lui Dumnezeu, i-a ascultat și, drept referință, citez mai întâi 2:43, fiecare era plin de frică, adică avea respect și o atitudine de evlavie și prin apostol se făceau multe minuni și semne, ori chiar aceste semne, alături de puterea cuvântului în propovăduire, le atesta slujirea, fapt dovedit și prin autoritate și prin disciplină, când în capitolul 5, după ce Petru a luat atitudine categorică împotriva lui Anania și Safira, scrie aici în versetul 11 că o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți ce au auzit aceste lucruri. Prin apostol se făceau multe minuni și semne în norod și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Mai revin și la fapte 15, că și chiar hotărârile celor de la Ierusalim sunt o dovadă că ei au fost un for recunoscut, căci, deși Domnul nu a lăsat o conducere centralizată pe pământ, el a aranjat lucrurile în așa fel încât cei credincioși, potrivit cu spusele sale din Ioan 10, să asculte de păstorul cel bun și, evident, de cei lăsați de el, care sunt ca niște părinți spirituali, așa cum spune Pavel la rândul lui, adresându-se bisericilor. Aici, de la versetul 23, este scris că apostolii, prezbiterii și frații s-au adresat fraților dintre neamuri, din Antiohia, Siria, Cilicia, și hotărârea lor, care s-a părut nimerit și Duhului Sfânt, cum scrie în versetul 28, a devenit o recomandare, ba chiar mai mult, un cuvânt care urma să fie păzit ca venit din partea Domnului pentru sănătatea lor spirituală. Și în loc de concluzie, pentru că oricum va urma o a doua parte, fac doar două mențiuni care sunt de fapt două caracteristici a bisericii din Ierusalim, a lucrării de la început a frățietății din jurul apostolilor. Este evidentă o prezență puternică a Duhului Sfânt. Toți cei adunați în ziua cincizecimii au fost un plus de Duhul Sfânt și mai târziu miile de credincioși au avut parte de același har, așa cum scrie în versetul 31, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Vorba lui Gamaliel era o lucrare venită de la Dumnezeu. Nu doar Petru se schimbase și dintr-un ucenic care se sustrăgea de la a-și urma învățătorul, deși se lăudase, deci nu doar el s-a schimbat și a devenit plin de curaj și de putere, ci toți ceilalți erau plini de harul lui Dumnezeu și de puterea sfântă care se revărsa peste ei prin Sfântul Duh și se manifesta prin provăduirea cuvântului și printr-o schimbare a vieții și, evident, și prin semnele care Dumnezeu îngăduia să se facă. O a doua caracteristică care ar fi de dorit și astăzi și oriunde lucrarea Dumnezeu este reală, ea este prezentă, este împlinirea spirituală și sufletească credincioșilor, bucuria, fericirea care trebuie să-l cuprindă pe un credincios, pentru că, logic vorbind, cine este iertat, grațiat, celui ce se făgăduiește în împărăția lui Dumnezeu are certitudinea că va intra în ea, nu poate să fie decât mulțumit pe deplin. Iată ce scrie în 2:46, toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. De asemenea, în 4:33, scrie că un mare har era peste toți.
Deci, pe lângă puterea de care am vorbit, era o împlinire generală, o satisfacție de plină. De asemenea, 5 cu 41, chiar când au avut probleme, nimeni nu le-a răpit bucuria și când apostolii au plecat dinaintea soborului, s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Domnului. Important de reținut că și după ani de zile, și pentru aceasta voi citi din Fapte 21, în Ierusalim era aceeași bucurie. De altfel și în celelalte biserici, așa cum scrie aici în versetul 7, după ce ne-am isprăvit călătoria pe mare din Tir, am plecat la Ptolemaida, unde am norat de bine fraților și am stat la ei o zi. Iar în versetul 17, urmându-și călătoria, au ajuns la Ierusalim și frații i-au primit cu bucurie. Să nu uităm, așa cum se spunea în vremea lui Nemia, bucuria Domnului va fi tăria credincioșilor. Și dacă există o bucurie spirituală, o împlinire prin prezența Sfântului Duh, dacă există o bucurie sufletească, chiar și trupul se simte mai bine, așa cum zice în Psalmul 4, că pentru că Domnul dă împlinire pe un fond mult mai bine cuvântat decât cel material, chiar și trupul se odihnește în liniște. Să ne dea Domnul Haru ca imaginea apostolilor, ca și urmașii ai Domnului să constituie pentru noi întotdeauna un exemplu binecuvântat și totodată biserica din Ierusalim să rămână ca un model de urmat pentru toți cei care vor să aibă parte de aceleași haruri, de aceeași împlinire, până când vom ajunge în deplină fericire la Dumnezeu în împărăția sa. În lecția următoare vom vorbi despre problemele bisericii, au fost și atunci, vor fi și astăzi, dar vreau să rămânem cu ideea bucuriei și a împlinirii. Toate acelea au fost biruiți și toate piedicile vor fi trecute biruitor de toți cei care îl urmează pe Domnul, căci biserica sa nu va fi biruită nici de porții locuinței morților, că cel ce este capul, Domnul Hristos, pe care îl slăvim și cu această ocazie, ne va da o biruință de plină, a lui să fie slavă în veci. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.